În serviciul nostru de închinare, din această după-masă, lăudând numele Domnului cu cântarea de la numărul 28. Cântarea de la numărul 28. Aflat-o păstorul bun, de brațele lui m-a pus și din adânc de unde tăceam, la lumină a adus. Amin. Hristos în lumea aceasta să moară pentru noi și pentru păcatul nostru. Mulțumim că din adânc, din groapa în care eram, Domnul Iisus Hristos ne-a scos la lumină, ne-a scos afară și prin lucrarea Lui, Doamne, ai mântuit sufletul nostru păcătos. Fie-ți binecuvântat numele Tău, Doamne, pentru dragostea Ta. Și te rugăm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, ajută-ne, Doamne, cât trăim pe pământul acesta, să fim recunoscători pentru tot ce ai făcut în locul nostru și pentru noi. Amin. Mulțumim din toată inima, Doamne, că încă o dată în această zi Te-ai revărsat harul peste noi și suntem în locul acesta unde se cheamă numele Tău. Doamne, prezența Ta în locul acesta fie pentru fiecare dintre noi o mângâiere și o binecuvântare. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne mângâi, te rugăm să ne binecuvintezi, te rugăm să binecuvintezi slujitorul Tău, te rugăm să binecuvintezi lucrarea Ta. Amin. Doamne, vrem ca tot ce facem în locul acesta
să înalți numele Tău mai presus de orice nume. Amin. Te rugăm, Doamne, să fii ajutorul nostru, amin, să fii ocrotirea noastră, pentru că Te-am rugat în numele scump și drag a Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să dăm slavă lui Dumnezeu cu cântarea de la numărul 80. 80. După această cântare, în loc de Dacian, dacă nu poate să dea slavă Domnului, o cântare le dăm loc să... 80. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știa nici vestea salvării. Însă Iisus a venit, pe mine m-a aflat și din locul rătăcit El m-a salvat. Oh,
Frați și surori, cu toată inima mea, după masa aceasta, aș vrea să vă dau un salut scump. Salut care se găsește scris pe paginile Sfintei Scripturi. Dumnezeul nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Facă Dumnezeu această lucrare frumoasă în inima noastră a fiecăruia. Aș vrea să ne rugăm în această dupămasă câteva momente pentru lucrările pe care le avem în față. Știm că săptămâna viitoare, începând de la 1 și până la sfârșitul lunii, în fiecare duminică după masă vom avea serviciul de evanghelizare. Să cerem în rugăciunile noastre ca Dumnezeu să dea har și binecuvântare peste această lucrare. Și orice inimă, orice suflet care va ajunge în locul acesta și nemântuiți să se împace cu Domnul Iisus Hristos. Și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Amin. Așa să ne rugăm pe urmă și pentru Biserica Domnului Golgota din Bujac și Biserica Domnului Haru din Gai. Sunt biserici creștine baptiste, Biserica din Bujac, și așa să ne rugăm și pentru ei. Dumnezeu să-și reverse bunătatea și îndurarea peste ei, peste lucrarea lor. Ei au mai multe proiecte trecute în această broșură pe care vor să le efectueze, pe care vor să le facă, dar Dumnezeu în toate să fie sprijin și ajutor pentru Biserica din Bușac și să fie sprijin și ajutor și pentru Biserica Harul din Gal. Și de ce nu? Și pentru Biserica Romania. Frați și surori, câteva versete aș vrea să citesc, versete care să ne motiveze la rugăciune în această după masă.
Aceste versete scumpe le găsim scrise în Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 10. Începând de la versetul 9 până la versetul 11. Ioan 10, 9 la 11. Cuvântul Domnului spune așa: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească, dar Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, a venit ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din eșu, fie lăutat numele Domnului. El spune, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Frații mei, nu există altă cale spre viața veșnică decât una. Și aceasta e o persoană, e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Și nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos. Așa cum a arătat în textele pe care le-am citit, în versetele pe care le-am citit. E extraordinar de minunat să ai viață veșnică. Și toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos au viața veșnică. Pentru ca cei ce cred să aibă viața veșnică, spune cuvântul Domnului. Dar să ai o viață veșnică din belșug, asta parcă e cu ceva cu totul deosebit. Ca să ai ceva din belșug, îți trebuie probabil niște izvoare ca să te alimenteze și care să nu se termine niciodată. Și pentru noi, iubiți mei frați și surori, pentru noi izvorul e unul singur. E Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, din inima lui va curge râuri de apă vie. Acesta e Dumnezeu nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El e păstorul nostru. El și-a dat viața pentru noi. Așa am citit aici. Și-a dat viața pentru noi. De aceea, în momentele pe care le stăm acum în rugăciune, aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. A murit Domnul Iisus Hristos pentru păcatul nostru ca să ne dea mântuirea și viața veșnică din belșug. A Lui să fie slava pentru veșnică veșnică. E un motiv extraordinar de a sta înaintea Domnului și de a-i mulțumi. Și totodată mai aduc înaintea dumneavoastră și Biserica Golgota și Biserica Harul din Cai. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și reverse belșugul și binecuvântarea peste aceste biserici și nu numai, ci peste toate bisericile care cheamă numele Domnului. În această dupămasă ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu prin fratele Ilie Gheorghe și soția, fratele Senaci și soția lui, și pe urmă aș vrea de sus Remus cu soția și fratele Cioară, Lucian, cu soția. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare și prin persoanele și turorile pe care le-am anunțat să ne rugăm Domnul. Vreau să ocupați locurile. Așa să cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu, cântare care ne motivează pe fiecare dintre noi, ca în legătură cu evanghelitarea pe care o avem în biserica noastră, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să putem lucra. Iar la sfârșitul acestei lucrări,
să ne bucurăm și noi, dar cu siguranță se bucură Dumnezeu de mântuirea sufletelor care se întorc la El. După ce vom cânta această cântare, dau loc fraților, surorilor care vor să laude pe Domnul cântare, o poezie. Acum cântăm spre slava Domnului cântarea de la numărul 299. La muncă, frați, pentru Hristos, în via sa cu zor, cuvântul său să-l ținem sus, lucrați, lucrați cu spos. Să-i
sfântă înveșmântare în straele iubirii, măiastră împodobire din slăvile de sus, o dulce sărutare la pragul nemuririi, iată ce-mi dă iubirea și pacea lui Iisus. O sfântă bucurie măreață, strălucită, când un pierdut se-ntoarce din beznă și păcat, cântarea mântuirii la cruce zămislită, iată ce-mi dă al slavei măritul împărat. Comoară prealeasă lucind peste răzoare, e pâinea ruptă în două cu cel înfometat. E unde lemnul proaspăt pe rana care doare. Iată ce bogăție la Domnul am aflat. O pace care vine stăpână peste fire, ca fluviul ce-și varsă al apelor șuboi. Și trece peste maluri de gând și mărginire, iată ce toarnă Domnul prin harul său în noi. O râvnă arzătoare, făclie luminoasă, o mistuire vie prin ani de pribegii. Și dragostea ce arde cu flacără voioasă, iată ce aprinde Domnul în rugul din pustii. Mărgăritare scumpe, comori de nestemate, lumini din lumea nouă ce ochiul n-a văzut, cu farmec și putere, parfum de bunătate, iată ce pune Domnul în vasul meu de lut. Amin. Toți să răudăm numele Domnului, pe care de la numărul 9 și 9, timp în care ne închinăm Domnului cu Tatălui nostru de bunăvoie. După această cântare, din nou corul va da slavă lui Dumnezeu pe o cântare și pe urmă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu citit și propovăduit de Tatălui Păstorului. Dumnezeu să dea har și binecuvântare peste Dumnezeu și peste noi toți. Amin. Amin. Cântarea de la numărul 99. Cu bucurie vor seșra aceea cei ce cu lacrimi depun sămânța lor, numai dacă de la Domnul au sămânța, căci de loc numai atunci bucurați. Cu lacrimi de bun sămânța lor.
1155. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13 până la versetul 20. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Tată, mulțumim în numele Domnului Iisus și pentru această dupămasă, pentru timpul de har pe care încă îl oferi să fim împreună, adunați ca biserică. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii. Mulțumim pentru Domnul Iisus, care este Dumnezeu și mulțumim că și în această dupămasă, prin cuvântul Tău, vrei să ne pui din nou față în față cu măreția și frumusețea Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să putem privi prin Scriptură din nou la chipul Domnului Iisus Hristos și să vedem slava Lui, să vedem măreția Lui și prin Duhul Tău să fim schimbați și noi în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Doamne, lucrează în noi prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău. Binecuvântă pe toți cei prezenți în acest loc și ajută-ne ca să ne legăm cu adevărat viața de Tine prin Domnul Iisus Hristos și să trăim în ascultare și în credincioșie față de Tine. Lucrează în toate pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, în numele Domnului Iisus vă salut și eu în această dupămasă la luminarea Bisericii din această zi a Domnului. Și vă invit ca de fiecare dată să privim în cuvântul Domnului și să continuăm învățătura din Epistola către Coloseni despre viața noastră deplină pe care o putem avea în Hristos. În calitate de copii al lui Dumnezeu. O viață pe care ar trebui să o trăim cu adevărat prin cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Hristos care să locuiască în inimile noastre din belșug, în toată înțelepciunea. Și o viață pe care ar trebui să o trăim prin Duhul lui Dumnezeu. În Hristos noi avem totul de plin. Coloseni 2:10. Am învățat până acum că pentru a trăi viața de plină în Hristos trebuie să fim oameni convertiți. Oameni cuceriți de Hristos și care începem să ne conformăm viața cu Domnul Iisus Hristos. Toate acestea vreau să vă amintesc că partea aceasta în care suntem, din Coloseni,
vorbește despre o primă realitate în ce privește viața noastră de plină în Hristos sau de plinătatea în Hristos, și anume primirea Domnului Iisus Hristos. Ca să trăim viața de plină în Hristos, așa cum ne învață versetul 6 din capitolul 2, care este versetul pivot, oarecum, al cărții, care ne arată cele două mari realități a acestei cărți și a relației noastre cu Domnul Iisus Hristos. Primirea și apoi trăirea sau purtarea. Ca să trăim viața de plină în Hristos, trebuie să-L primim pe Hristos. Și Pavel spune în Coloseni 2:6, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. În prima parte, până la acel verset, Pavel ne învață în mod special cum îl primim, cum l-au primit colosenii. Cum ar trebui să-L primim noi pe Hristos. Și apoi, în a doua parte, de la capitolul 2, versetul 6, înainte, ne învață cum să ne purtăm, să umblăm în Hristos. O umblare de plină, o purtare de plină în Hristos. Însă, pentru a avea această viață de plină și primirea de plină a Domnului Iisus Hristos din prima parte a Epistolei către Coloseni, are de a face și cu ceea ce am numit pentru această dupămasă cunoașterea deplinătății lui Hristos. Trebuie să cunoaștem bine, corect, deplinătatea Domnului Iisus sau plinătatea Lui. Textul acesta pe care l-am citit ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos într-un mod deplin. Ne arată deplinătatea Lui, măreția Lui. Spune și versetul 19. Versetele 19 și 20. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască. Toată plinătatea. Să locuiască în El. Dacă am citit cu atenție și am urmărit cu atenție până acum Epistola către Coloseni din ce am parcurs, Pavel de la versetul 3 din capitolul 1 până la versetul 12, în mod special chiar și versetul 13 și 14, vorbește mai mult cu accent pe Dumnezeu Tatăl. Tot ce prezintă pune accent pe lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl ne-a întărit, ne-a dat, ne-a izbăvit, ne-a învrednicit. Mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină. Atenția lui Pavel în aceste versete de introducere, așa cum vedem și în rugăciunea care începe în versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, versetul 9, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Cui se ruga? Lui Dumnezeu Tatăl, în mod special. Însă, de la versetul 13, din capitolul 1, Pavel începe să introducă pe Dumnezeu Fiul, pe Domnul Iisus Hristos. În versetul 13 ne spune că ne-a strămutat în împărăția Dumnezeu Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne arată că Domnul Iisus Hristos este Fiul iubirii lui Dumnezeu, iubirii perfecte, adică înseamnă este Fiul lui Dumnezeu care împărtășește în mod perfect dragostea lui Dumnezeu. Știm că spune și Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, în Evanghelia după Ioan, în mod special, veți citi afirmații de genul acesta. Tatăl iubește pe Fiul și i-a dat toate lucrurile în mâini. Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Nimic nu-i ascunde. Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl și face toate lucrurile în dragoste pentru Tatăl. Este Fiul dragostei lui Dumnezeu, care împărtășește perfect dragostea lui Dumnezeu și numai că o împărtășește perfect,
că răspunde perfect iubirii lui Dumnezeu Tatăl, Fiul este acela care extinde dragostea lui Dumnezeu spre noi. Cum cunoaștem noi dragostea lui Dumnezeu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul Fiul împărtășește dragostea lui Dumnezeu pentru noi cu Tatăl și se dă pe sine, cum am auzit și dimineață. Și-a dat spatele, și-a dat ființa să sufere. De ce? Pentru că împărtășește dragostea Tatălui și pentru că a vrut să ne arate și nouă dragostea Tatălui. Fiul este acela care dragostea lui pentru Tatăl, împărtășind dragostea Tatălui, vine și face răscumpărarea. Și spune în versetul 14 că în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și aici este doar o introducere, o tranziție în versetele 13 și 14 de la lucrarea lui Dumnezeu Tatăl spre lucrarea lui Dumnezeu Fiul. Iar de la versetul 15 până la versetul 20, Pavel face o prezentare unică și remarcabilă în Noul Testament a persoanei Domnului Iisus Hristos. E una din cele mai frumoase prezentări și descrieri din Noul Testament a persoanei Domnului Iisus Hristos pe care noi ar trebui să-L cunoaștem tot mai profund. Ne arată în aceste versete Apostolul Pavel adevărul pe care ar trebui să-L știm foarte bine despre Domnul Iisus Hristos. Despre cine este El cu adevărat. Dacă vă uitați în versetele 15 de la 20, sunt patru afirmații sau de patru ori Pavel folosește expresia despre Domnul Iisus spunând El este. El este. Versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile. Versetul 18 de două ori. El este capul trupului al bisericii. El este începutul. O prezentare atât de frumoasă și măreață a Domnului Iisus Hristos cu aceste exprimări de prezentare pe care le folosește Apostolul Pavel. El este. Iată cine este El. Și cele două, cele patru afirmații, expresii în care spune Pavel El este, se pot grupa în două categorii. Două dintre ele, primele două, formează o categorie, o calitate, o prezentare a Domnului Iisus Hristos. Și celelalte două din versetul 18, din nou formează o prezentare specială a Domnului Iisus Hristos. Sunt împreună concentrate spre același adevăr. Despre cine este Domnul Iisus Hristos. Vreau să mai spun ceva despre acest text din Coloseni. Cred că e ceva notabil și important. Acest text din Epistola către Coloseni este considerat de către cercetătorii Noului Testament că aceste cuvinte sunt parte dintr-un imn al bisericii de la început, al bisericii primare. Sunt două strofe dintr-un imn pe care îl cânta biserica la început. Și e ceva ce am putea învăța și noi legat de cântare. Biserica la început cânta imnurile care reprezentau crezurile. Imnurile în care își cântau credința, ceea ce credeau. Nu era doar ceva așa, hai să vedem ce cântare ne place. Cântarea era o mărturisire a credinței pe melodie. Cântată împreună de către biserică. Cântau de dragul adevărului, de dragul credinței. Acesta era crezul lor pe care îl și mărturiseau și îl cântau despre Domnul Iisus Hristos. Ceea ce găsim inserat de Pavel sau prins de Pavel în acest text inspirat. E ceva care corespunde cu ceea ce credea biserica și cânta biserica la început.
cântau despre Domnul Iisus. Despre cine este El, despre ce a făcut El. Și aș vrea și noi în această dupămasă să poposim puțin asupra acestor versete și să vedem de ce în Domnul Iisus putem avea totul de plin. Să înțelegem, să încercăm să înțelegem și să ne reîmprospătăm cunoașterea noastră vis-a-vis de Hristos, vis-a-vis de deplinătatea Lui. El este deplin, perfect în toate sensurile. Și de aceea putem avea și noi totul deplin în El. Datorită persoanei Lui depline și a tot suficient. Așadar, vorbim despre cunoașterea deplinătății Lui Hristos, care ne poate duce la experimentarea, trăirea deplinătății noastre în Hristos. Și vreau să ne uităm la cele două prezentări. Sunt, de fapt, două prezentări aici a Domnului Iisus Hristos, a persoanei și implicit a lucrării Domnului Iisus Hristos în aceste versete. Două prezentări complementare pe care le pune înaintea noastră Apostolul Pavel, textul inspirat al Scripturii, și vreau să le luăm în formularea lor biblică cât mai aproape de felul în care este prezentarea în textul Scripturii. Mai întâi, Domnul Iisus Hristos este prezentat, versetele 15 la 17, ca suveranul absolut al creației. Suveranul absolut al creației. Sau, în expresia textului biblic, El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut. Și tot ce urmează după aceasta este o dezvoltare a acestei afirmații fundamentale. El este chipul Dumnezeului invizibil. Dumnezeu, știm că Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul adevărat, este invizibil. Imposibil de văzut. Se spune de mai multe ori în Scriptură. Ioan spune și Pavel spune în 1 Tesalonicenii, în 1 Timotei, capitolul 6, că Dumnezeu este nevăzutul Dumnezeu. Nevăzutul. Ioan spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui l-a făcut cunoscut. Dumnezeu este invizibil. Totuși, în Hristos, Fiul, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu are un chip care s-a făcut vizibil pentru o vreme și se va face vizibil din nou. Dumnezeu în Hristos s-a făcut vizibil pentru o vreme, a ieșit din invizibil și a intrat în vizibil pentru o vreme și se va face vizibil din nou la sfârșitul vremii. Vă amintiți Apocalipsa 1:7, cei care citiți. Iată că El vine pe nori și orice ochi El va mai fi vizibil. Acum Hristos este din nou în slavă invizibil, însă a fost vizibil Dumnezeu în Hristos și se va face vizibil din nou. Vedeți, expresia aceasta, chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, chipul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului, este o expresie care denotă identificarea Domnului Iisus Hristos cu Dumnezeu în totalitate. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Hristos este chipul lui Dumnezeu. E o diferență. Noi suntem creați în conformitate cu chipul lui Dumnezeu. Hristos este chipul lui Dumnezeu, ceea ce arată unitatea Lui cu Tatăl. Arată divinitatea Lui. El, așa cum spune și în Filipeni, numai dacă întoarcem două pagini, Filipeni 2:6, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. El împărtășește de plin divinitatea cu Tatăl. Asta înseamnă această expresie. El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. De fapt, aș vrea să punctez aici câteva detalii. Mai întâi, semnificația acestei prezentări a Domnului Iisus Hristos.
chipul Dumnezeului celui nevăzut. Chipul aici se referă la trăsăturile lui, la esență, la substanță. Nu atât la imagine ca arătare, ci se referă la substanța lui, la trăsăturile lui, la esența lui. Ceea ce vrea să spună Pavel și ceea ce spune, știm în toată teologia lui Pavel, el este Dumnezeu una cu Tatăl. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Slăvit să fie El. Sau cum spune Evrei, capitolul 1, chipul înseamnă reprezentarea exactă, fidelă a lui Dumnezeu. Oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Asta înseamnă chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel ce este una cu Dumnezeu. Apoi, după ce face această afirmație, chipul Dumnezeului celui nevăzut, Pavel face o altă afirmație în care merge cu o specificație mai detaliată, mai precisă. Zice, cel întâi născut din toată zidirea. Din nou o afirmație care a dat bătăi de cap teologilor. Dar e din nou destul de simplu de înțeles. Zice, observați, cel întâi născut din toată, sau sensul principal este peste toată creația. El este născut, singurul născut din Tatăl. Nu este făcut, nu este parte din creație. El este superior creație. Întâiul născut în concepția biblică, în învățătura biblică, este un titlu, este un rang care indică proeminența Domnului Iisus Hristos. De asemenea, indică calitatea sa de moștenitor. Întâiul născut este ideea de moștenitor. El este moștenitorul creației, moștenitorul de drept al creației. El nu este creat. Așa cum au început să creadă arienii în secolul al III-lea. Un episcop pe nume Arius a venit și a propus ideea pe baza acestui text că Hristos este prima creatură a lui Dumnezeu. Întâiul născut. Nu despre asta e vorba. El nu este creat. El este superior creației. El este întâiul născut, înseamnă că este cel mai mare, cel mai înalt, moștenitorul și stăpânul creației. Ca să vă dau un exemplu biblic de ceea ce înseamnă în concepția biblică întâiul născut, știm că în Israel înseamnă moștenitorul de drept al tatălui, dacă era întâiul născut, de aceea a fost lupta și între Esau și Iacov pentru dreptul de întâi născut, pentru că era moștenitorul binecuvântării. Posesorul binecuvântării. Dar avem un exemplu foarte elocvent și clar în Psalmul 89, dacă întoarceți cu privire la David, omul după inima lui Dumnezeu. Psalmul 89, aș vrea să vă citesc câteva versete din acest psalm, de la versetul 19. O cântare a lui Etan Ezrahitul. Zice așa. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis, am dat ajutorul meu unui viteaz. Am ridicat din mijlocul poporului un tânăr. Despre cine-i vorba? Am găsit, versetul 20, pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Ci voi zdrobi înaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. Deja e o profeție care merge de la David spre cel ce este numit Domnul Iisus, fiul lui David. El îmi va zice, tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Iar eu îl voi face întâiul născut. Și ascultați acum explicația. Ce înseamnă întâiul născut? Cel mai înalt dintre împărații pământului.
Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu va fi neclintit. A fi întâi născut în concepția biblică este să fii cel mai înalt. Cel mai mare. Când zice despre David că îl voi face întâiul meu născut, zice cel mai înalt dintre împărați, cel mai mare dintre împărații pământului. Nu-i Solomon. În planul lui Dumnezeu și în economia lui Dumnezeu, cel mai înalt dintre împărații pământului, în afara Domnului Iisus Hristos, care este împăratul împăraților, este David. Dar David nici nu a fost primul născut din casa lui, știți că a fost chiar ultimul. Cel mai mic. Așa că expresia întâi născut în Biblie nu are de a face întotdeauna cu ordinea unei succesiuni, a unei familii, a unei lucrări. Nu, când scrie, zice că Domnul Iisus este întâi născut, nu înseamnă că e prima creație, ci că este cel mai înalt peste toate creații. Stăpânul absolut. Suveranul absolut al creației. Moștenitorul creației lui Dumnezeu. Pentru că de unde știm asta și de ce credem asta? Observați că textul acesta continuă cu o susținere, cu un argument. După ce face aceste afirmații despre Domnul Iisus, versetele 15 și 16, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, vine argumentația. Afirmația este dublată, este susținută de argumentație. Zice, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El. Și acum versetul 17 continuă. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin. Aceste două versete constituie argumentația. Argument. De ce Domnul Iisus este Dumnezeu Fiul, una cu Tatăl, moștenitorul și stăpânul cel mai înalt peste toată creația, moștenitorul creației lui Dumnezeu și stăpânul creației lui Dumnezeu, pentru că El este și Creatorul cu Tatăl. Agentul Creator, Cel care a făcut împreună cu Tatăl toate lucrurile. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Din cerul și de pe pământ. Tot ce există este făcut prin Hristos. Și mai mult, tot ce există, și Pavel oferă aici niște termeni de ierarhie, de autoritate, scaune de domnii, dregătorii, domnii, ierarhiile, autoritățile din univers, aici se referă la cele din sfera cerească, din trei îngeri, ordinile de îngeri, ordinele angelice, create de Dumnezeu, îngeri, serafim, heruvim, arhangeli, toate sunt structuri de autoritate spirituală pe care Dumnezeu le-a creat în lumea nevăzută și cele din lumea văzută, toate sunt făcute prin El și pentru. Și toate sunt, nu numai că sunt create de Dumnezeu, vedeți, Hristos nu numai că este creator împreună cu Tatăl al Universului, a tot ce există în lumea vizibilă și invizibilă, Domnul Iisus Hristos este și susținător împreună cu Tatăl al întregii creații. Toate se țin. El este mai înainte de toate și toate se țin prin El. Și îmi place foarte mult și ideea că toate sunt pentru El. Pentru El. Tot ce a creat Dumnezeu a dat Fiului. El este moștenitorul și totul este pentru El. Pentru slava Lui. Totul este pentru ca Fiul să fie cinstit, înălțat așa cum este într-adevăr. Să-i se aducă recunoaștere și închinare așa cum fac îngerii credincioși și cum ar trebui să facem și noi. Așa cum susține și ceva asemănător avem și în Romani, capitolul 11 cu 36, acolo se vorbește în mod special de Dumnezeu Tatăl, dar e implicat și Dumnezeu Fiul. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Cu alte cuvinte, această prezentare a Domnului Iisus Hristos ca suveranul absolut al creației, Dumnezeu adevărat, moștenitorul de drept,
ne face și pe noi să ne gândim că existăm datorită Lui, că suntem susținuți în viață, nu vorbesc de viața biologică, existența noastră, îi se datorează Domnului Iisus Hristos. El ne dă viața, El ne susține viața, El este stăpânul și Domnul cosmosului, a universului, a tot ce există, El este stăpân și noi trebuie să-i aducem închinare, recunoaștere și adorare. Pentru că El este mai presus de toate. Și toate se țin prin El. Slavă Lui! Suveranul absolut al creației, a întregii creații, este Domnul Iisus. De aceea, de plinătatea nu vom găsi în altcineva niciodată decât în Domnul Iisus Hristos, pentru că El este suveranul absolut al creației. A doua prezentare, de la versetul 18, scoate în evidență o altă calitate fundamentală a Domnului Iisus Hristos, pe care o cunoaștem, dar care e bine mereu și mereu să ne o împrospătăm. El este salvatorul absolut al credincioșilor. Și asta înseamnă capul trupului al bisericii. Dar asta are de-a face cu lucrarea sa de mântuire. Capul bisericii înseamnă conducătorul noii creații, conducătorul noii umanități, și noua creație înseamnă noua creație prin mântuire, prin regenerare. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, spune textul acolo. Și dacă întoarceți în Efeseni, capitolul 5, versetul 23, versetul 22 și 23, le citesc împreună, aici când se dă învățătură nevestelor, soțiilor, se spune ceva despre Hristos. Aici se spune doar că este capul trupului, dar în Efeseni există un termen complementar. E capul trupului al bisericii, spune în Coloseni, dar aici spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei. După cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. El e capul bisericii pentru că este mântuitorul bisericii, salvatorul bisericii, răscumpărătorul bisericii. Acum, în aceste versete, versetele de la 18 până la 20, Domnul Iisus Hristos, de la înălțimea divinității și a suveranității sale peste creație, este cel care se coboară la nivelul umanității ca să creeze și să formeze un nou trup de oameni pe care El să-l conducă, la care El să fie cap. Și aici este faptul că El se coboară în umanitate și devine om. Aici este implicată întruparea sa și viața sa ca om. Toate aceste lucruri despre care menționează versetele 18 la 20 se realizează în umanitatea Domnului Iisus Hristos. Vizează umanitatea Lui. Umanitatea Lui deplină este prezentată aici. Toată această lucrare de răscumpărare, de mântuire a credincioșilor, de formare a bisericii, Domnul Iisus Hristos a realizat-o prin umanitatea Lui, adică coborându-se între noi și devenind om ca noi. Prin toată această lucrare, El a devenit capul bisericii, al noii creații. Biserica este o nouă creație, este noua societate a Lui Dumnezeu. Este noul popor al Lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Este adunarea celor chemați. Și sunt câteva motive pentru care Hristos este prezentat aici capul bisericii, salvatorul credincioșilor. De ce este El salvatorul și capul bisericii? De ce este El mântuitorul trupului și capul trupului al bisericii sale? Mai întâi, prin această expresie și prin această lucrare, Domnul Iisus Hristos își arată, în primul rând, poziția Lui față de biserică. Observați versetul 18, capul bisericii. Începutul.
El este capul care înseamnă conducător și autoritate. El conduce biserica. El are autoritate. Ar trebui să aibă autoritate peste toți cei ce sunt în biserică. Ar trebui să fie oameni sub autoritatea Domnului Iisus Hristos. El este capul bisericii. El este capul fiecărui om care este în biserică. Conducător, autoritate. Dar el este, spune, începutul. Versetul continuă, spune, el este începutul. Ceea ce înseamnă că el este sursa. Originea. Bisericii. Hristos este Cel ce a început, a originat, a creat biserica. Așa cum la început a creat toate lucrurile, s-a coborât și a început să lucreze la formarea bisericii. Dacă ne uităm în Evanghelie, știm că El a revelat-o în Matei 16. El a revelat biserica. Nimeni n-a știut de biserică până atunci, în mod explicit și clar. Dar Domnul Iisus a zis, voi zidi biserica mea. Și era ceva nou, mai ales pentru ucenicii săi, în context evresc și pentru poporul evreu. Biserica este ceva nou, un nou popor al lui Dumnezeu, care nu este etnic, nu este doar un neam, o națiune, ci este format din oricine crede în Domnul Iisus Hristos, indiferent de națiune, limbă, trecut, istorie. Oricine crede în El intră în biserică. Oricine crede în El în această perioadă devine parte din biserică. El a revelat biserica, a anunțat-o, El a răscumpărat-o, a început formarea ei prin ucenicii Lui și apoi a trimis Duhul și s-a format biserica. Textul acesta ne arată că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii și prin prețul pe care l-a plătit El pentru biserică. Ni se spune că El este Cel întâi născut dintre cei morți. Pe ca să fie primul născut sau primul înviat, aici se referă. Înseamnă că este Cel care a murit mai întâi. Și versetul 20 ne spune, și am citit și versetul 14, prin sângele Lui iertarea păcate, lor, să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Sângele care s-a vărsat pe crucea Lui, jertfa Lui. Prețul plătit de Hristos pentru biserică a fost sângele Lui, jertfa Lui, moartea Lui, învierea Lui. A fost prețul pe care Hristos l-a plătit pentru biserică ca să ne împace cu Dumnezeu. Și observați, intenția pe care a avut-o Hristos în acest preț și în această lucrare a fost să ne împace cu Dumnezeu. Să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul. Și apoi zice versetul 21, de la care vom continua într-o dată viitoare. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca. Știți ce este împăcarea? Împăcarea este această reconciliere între două persoane sau două entități, două persoane, în mod special, care sunt în conflict, în vrăjmășie. Și așa zice, că noi eram vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele. Dar, în mod normal, împăcarea este inițiată, ar trebui să fie inițiată, și așa ar fi normal, când există un conflict, împăcarea ar trebui să fie inițiată de partea vinovată. Și prețul împăcării trebuie să fie plătit tot de partea vinovată. Adică cine e vinovat pentru că există conflictul, trebuie să caute împăcarea. Să inițieze împăcarea. Și cine e vinovat pentru că există conflictul, trebuie să plătească prețul. Dacă există un preț care se cere al împăcării, acela ar trebui să plătească prețul împăcării. Cine e vinovat? Cine a produs paguba? Cine a produs conflictul? Acum, cine a produs conflictul? Omul. Nu Dumnezeu. Geneza 3. De unde vine conflictul? Vrăjmășie. Omul nu a ascultat de Dumnezeu
și a creat acest conflict cu Dumnezeu. Însă frumusețea lucrării Domnului Iisus Hristos și a planului lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu este că Dumnezeu vine și inițiază împăcarea, Dumnezeu îl trimite pe Fiul, Fiul vine în lume să caute și să mântuiască cel a pierdut și frumusețea este că Dumnezeu, cel nevinovat, drept și sfânt, El nu e vinovat în acest conflict. El nu e partea vinovată. El e partea nevinovată, curată, perfectă, care vine și inițiază împăcarea și plătește prețul împăcării pentru noi, prin Iisus Hristos. De aceea este extraordinar să ne gândim la Domnul Iisus Hristos în calitate de cap al bisericii. El este capul bisericii pentru că a plătit prețul, fiind nevinovat pentru noi cei vinovați ca să ne împace cu Tatăl. El a inițiat împăcarea. El vine și ne cheamă, împăcați-vă! El oferă jertfa, prețul împăcării, fără vărsare de sânge, nu este iertare, dar avem în El iertarea prin sângele Lui. De aceea este atât de important să privim la Domnul Iisus și să înțelegem că El este deplin și în El avem deplinătatea. Prețul pe care l-a plătit pentru biserică. Observați de asemenea în acest verset, versetul 18, planul Lui în biserică. Care e planul Lui? Ce trebuie să fie în biserică? El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, a murit și a înviat pentru biserică, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Planul Lui în biserică, planul Lui în viața noastră ar trebui să aibă întâietatea în toate. El să fie primul în toate, să fie proeminent, să fie cel care cu adevărat ne conduce și ne stăpânește. Datorită lucrării sale și persoanei sale, totul ar trebui să-L înalțe pe El. Totul ar trebui să fie orientat ca El să aibă întâietate. El să fie primul. El să fie mai presus de toate. El să fie lăudat, cinstit, El să fie propovăduit, El să fie prezentat. În toate lucrurile să aibă întâietate. În biserică. Dar și în viața noastră. Și de aceea ar trebui să facem evangelizare. Și asta ar trebui să avem noi în minte când facem evangelizarea. Hristos trebuie să aibă întâietate în toate lucrurile. Și El trebuie să ne conducă viețile. Observați în final încă un motiv pentru care Hristos este Salvatorul și ar trebui să fie capul bisericii. Este plăcerea și voința lui Dumnezeu cu privire la El. Versetele 19 și 20, dar în special versetul 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să... Asta a avut Dumnezeu și asta e plăcerea lui Dumnezeu. Și asta se referă la Hristos când era întrupat. Pentru că aceeași expresie, uitați-vă în capitolul 2 cu versetul 9, zice așa, citește și versetul 8 pentru că se leagă, versetul 9 este un argument sau un motiv de întărire a ceea ce spune în versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Luați seama ca nimeni să nu vă atragă de la Hristos cu altceva. Ci voi rămâneți după Hristos, orientați după El. De ce? Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Adică, când spune că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, se referă că și atunci când era întrupat Domnul Iisus Hristos pe pământ, când a făcut lucrarea de împăcare, și când a făcut toată lucrarea, El a fost om pe deplin și Dumnezeu pe deplin. Dumnezeu și om pe deplin. Cu adevărat. Dumnezeu a vrut în trup Hristos să poarte toată plinătatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca și noi, chiar în trupul acesta trăind, câte vreme suntem în trup, să ne găsim plinătatea în El. Să avem totul deplin în El, chiar trăind în trupul acesta.
Când spune 2 cu 10, nu se referă, voi aveți totul de plin în El când o să fiți în cer. Da, atunci cu siguranță. Dar și până atunci, totul de plin este în Hristos. Sau ce spune capitolul 1 cu versetele 26 și 27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperit acum Sfinților Lui, că la Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri. Și anume, Hristos în voi, Hristos în noi, câtă vreme trăim în acest lucru. Asta de ce subliniez această idee? Hristos a fost Dumnezeu de plin în trup și noi ne putem găsi chiar în vremea când trăim în trupul acesta de plinătatea în El. Noi nu suntem Dumnezeu niciodată. Dar de plinătatea noastră, chiar trăind în trupul acesta, o putem găsi numai în Hristos. Și nu trebuie să o căutăm în altă parte. O viață împlinită, de plină, o putem găsi numai în Hristos, chiar în trup. Pavel face și această afirmație și aceste afirmații în Coloseni, v-am spus la început, dacă vă amintiți, Pavel scrie într-un context în care era o filozofie gnostică, incipientă, gnosticismul, acceptua acest adevăr că trupul și că în trup nu poate fi nimic bun. Adică viața din trup nu poate fi nimic bun. Ei bine, tocmai de aceea Pavel spune Hristos a fost Dumnezeu în trup. În El a locuit trupește toată plinătatea. Și noi câte vreme trăim în trup, da, trupul e firesc pământesc, dar trăind în trupul acesta putem experimenta ceva bun în noi. Dar nu separați de trup. Adică plutind în aer. Și trăind în trup, putem trăi în Duh, care câtă vreme trăim pe acest pământ, suntem într-o singură persoană, în Duhul, prin Duhul, prin Cuvânt, Cuvântul lui Hristos să locuiască din vârful voi, noi putem avea totul de plin în El, în Hristos. Asta vrea Dumnezeu pentru noi. Dacă asta a vrut pentru Hristos, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, Dumnezeu vrea pentru noi ca noi să avem totul de plin în El. E voia lui Dumnezeu, e plăcerea lui Dumnezeu și ar trebui să fie și plăcerea noastră, să ne găsim plăcerea și bucuria în El. Binecuvântat să fie. De aceea ar trebui să-L cunoaștem cât mai bine pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, ăsta e scopul acestui text. Ca Apostolul Pavel să pună înaintea Coloseilor încă o dată măreția Domnului Iisus Hristos, frumusețea Lui, deplinătatea Lui, ca ei să-L cunoască mai mult și să creadă, să-și întărească convingerea și credința că în Hristos e totul de plin. Că nu ce zic filozofiile, nu ce zic alte învățături, ci ce zice Dumnezeu, ce zice Hristos. De aceea avem în El totul de plin, datorită a ceea ce este El. Suveranul creației, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea și salvatorul credincioșilor al bisericii. Capul trupului al bisericii, observați începutul și din nou, de fiecare dată este o prezentare cu cel întâi născut în fiecare strofă, în fiecare parte. Cel întâi născut stăpân peste creație, cel întâi născut din morți stăpân peste învierea morților și peste viața spirituală. El e Mântuitorul. El este Creatorul nostru. El este susținătorul vieții noastre. Viața noastră este susținută în fiecare zi, chiar dacă noi nu suntem conștienți de asta, de Hristos, de Dumnezeu. Slavă Lui! Biserica este condusă și trebuie să fie condusă de Hristos. El este capul bisericii. Mântuitorul trupului. Cei ce cred în El formează o nouă umanitate și sunt conduși de Hristos într-o viață nouă. Către El și o viață care este deplină în El. Cu siguranță toți cei care suntem aici suntem creați de Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
În El este viață și viața este lumina oamenilor. Cu siguranță ne bucurăm de viață, de lumina vieții acesteia prin Hristos. Însă, întrebarea și provocarea în această seară este dacă ești între cei răscumpărați, împăcați de Dumnezeu, împăcați de Hristos cu Dumnezeu. Ești parte din trupul Lui care este biserică cu adevărat? Ești parte din noua creație? Doar cei ce sunt în noua creație vor fi cu El pentru totdeauna în slavă. Dacă nu ești parte din biserică și din această nouă creație pe care o face Hristos prin moartea și învierea Lui, ceea ce trebuie să înțelegi este că ai nevoie de El. Să te încrezi în El. Să nu rămâi vrăjmașul. Pentru că dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu prin Hristos, cine nu este împăcat este vrăjmaș. Și știți că Biblia spune că la final Dumnezeu va face așternut al picioarelui Lui cu toți vrăjmașii Lui. Toți vrăjmașii Domnului Iisus Hristos vor deveni așternutul picioarelui Lui. Înțelept este din partea noastră celor ce auzim și credem și auzim Evanghelia să îl acceptăm pe El, să ne supunem Lui și să ne plecăm noi înșine sub autoritatea Lui ca să nu ne zdrobească El când vine cu puterea Lui și cu autoritatea Lui. Să ne bucurăm că în El avem totul de plin și să trăim această divinitate pentru slava Lui. Amin. Așa și rog, încheiem serviciul nostru de închinare de seara aceasta, lăudând pe Dumnezeu cu cântarea de la numărul 724. Cred că se potrivește cu predica. Imnul de slavă spre Domnul din ceruri, frați și surori, am să înălțăm. Sufletul și viața noastră întreagă, cu bucurie să îi închinăm. You know.
Domnul Sami, ne vom ruga Domnului. Vă mulțumim cu acest. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului, Doamne, vrem să umple pe deplin sufletele noastre, inimile noastre și prin cuvântul Tău să ne găsim, Doamne, întotdeauna de plinătatea ființei noastre și a vieții noastre în Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că El este Dumnezeu din veșnicie. Mulțumim că El s-a dat pe Sine și a venit ca om să ne mântuiască. Mulțumim că prin El avem intrare înaintea Ta și te rugăm în numele Lui să ne conduci viețile, să faci să fie cu adevărat capul nostru, capul bisericii, conducătorul nostru, stăpânul nostru și în toate lucrurile să ascultăm de El. Te rugăm să fii cu noi în tot ce ne stă înainte, să ne dai biruință în lucrarea Ta, în viața noastră de zi cu zi, să răspândim mireasma cunoașterii Tale și să trăim pentru slava Ta. În numele Domnului Iisus. Amin.